Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. În această seară, în plină campanie electorală, am alături de mine pe domnul Cornel Mihăiescu, președintele Partidului România Mare, filiala Hunedoara. Bună seara, domnule Mihăiescu. Bună seara. Domnule Mihăiescu, noi ne-am mai întâlnit și cu alte ocazii, dar acum, iată, în campanie electorală, avem de dezbătut niște lucruri concrete, în sensul că înainte de emisiune mi-ați spus că Partidul România Mare are în vedere alianțe cu care deja sunteți într-un stadiu avansat de discuție. Despre ce este vorba? La nivel central, din ce am reținut eu la ședințele cu președintele, că avem doi copreședinți la Partidul România Mare, Dan Claudiu Tănăsăcu și Iovi, am reținut că... Domnul Iovi și domnul Tănăsescu sunt cei Tănăsescu doi sunt doi, da. Noi și e prevăzut și în statut că suntem un partid de centru-stânga. Deci a avut discuții cu Ponta și cu PSD, dar nu cu, numai cu Firea de la PSD, deci nu cu Ioanes. Bine, probabil că doamna Firea a avut mandat să discute. Nu știu dacă a avut, că ea n-a avut nici mandat când, și, numai, și când a candidat la primărie. Ați văzut că a avut staful ei, nu staful partidului. Staful ei, că nu erau membri de partid. Deci o văd în afara partidului, undeva, într-un bine, fel. Într-un la, fel. La și din, cum să ai cu Ioanes? Că e omul președintele, să ai discuții cu Ioanes? La PSD sunt lucruri pe care, în derulare, care se... Da, da, exact. Într-o continuă efervescență, dar nu despre PSD este vorba. Este vorba despre faptul că PRM, Partidul România Mare, are în vederea alianței cu Pro-România și PSD, nu? Da. Și... Fiind un partid de centru-stânga, așa prevăzut și în statut. Da. Bun, s-au perfectat aceste alegeri, aceste alianțe s-au perfectat? Nu. Numai la nivel de discuție. La nivel de discuție, fiindcă da. Noi am avut o perioadă când nu am activat pe plan național, numai de anul trecut și suntem în fază incipientă în acest domeniu. Deci, păi suntem bine, la nivel numai... Dar participați la alegeri, ceea ce participăm, că... dar discuțiile sunt eficiente, dar încă nu sunt finalizate. Bun. Ce obiective v-ați fixat pentru aceste alegeri parlamentare? Care sunt obiectivele dumneavoastră? Da. Avem organizația județeană Partidul România Mare Hunedoara. Am fixat 8 obiective pe care le-am notate. Ele ar fi mai multe, dar ne rezumăm numai la aceștia, în legătură cu programe economice, program social, legislație și de altă natură. În primul rând, dorim să redresăm economia și să se vadă un progres economic, ca să se vadă și în rândul cetățenilor, în sensul că să crească salariile, să crească pensiile, să creăm o clasă de mijloc puternic care e garanția democrației, și să depășim traiul ăsta sub nivelul sărăciei care a fost impus în ultimii 30 de ani datorită guvernării politicienilor care au ajuns la guvernare în această perioadă. Noi acest lucru vrem să învederăm în toate obiectivele și în toate lorile de poziții, ca oamenii să dea dovadă de maturitate, să-și dea seama că dezastru în care a ajuns s-a datorat celor aflat la guvernare în ultimii 30 de ani și trebuie reînnoit bagajul politic, cu oameni noi, cu partide noi, care unul din acestea este Partidul România Mare, un partid național, care nu a fost confruntat cu cei 30 de ani de dezastru și previziunile lui, a partidului, a lui Vadim, s-au adeverit, în sensul că am devenit o colonie, am fost vândut la străini, am ajuns să emigrăm în alte țări, bogățile noastre să ajungă în alte țări și noi să fim la mila altora, deși suntem o țară bogată și cu un potențial economic și spiritual fantastic. Deci cam acesta, din punct de vedere economic, am dorit ca să asigurăm la fiecare om un loc de muncă, să asigurăm o locuință și hrană, încât nimeni să nu, și chiar pe bază să poată
fiecare să, om să-și permită o săptămână, două, la o dignă undeva, la un loc unde să se recreeze. Deci nimeni să nu mai sufere în România. În primul rând, vrem să arăt aici că un obiectiv aici este cu taxele și impozitele astea, care în prezent sunt excesiv de sufoase. Sunt peste 100 de taxe și impozite, să le înlăturăm, care trebuie să plătească o firmă. Și în Suedia plătește o firmă doar 5 taxe. Bine, probabil acolo taxele sunt comasate, sunt da. Apoi, adunate. În... Eliminarea birocrației, da. Eliminarea birocrației excesive. Te duci orice unii, te duci, trebuie să faci o hârtie, să dai 5 bani, 10 bani, să aștepți. Bine, ar fi bine să dai 5 bani, 10 bani, probabil 500 de lei. Nu, așa, dar dai și mai mult. Bun, dar problema e timpul și nervii pe care ți-i creează. În loc să te ocupi de problemele tale de la întreprindere, trebuie să mergi cu, și mergi la oameni incompetenți. Aici e chestia. Ați văzut ce competență am avut și cu ATI-ul, cu incendiul de la ATI. Am avut foarte competență, cu s-a schimbat în ultimii ani 8 manageri. Bine, eu, din păcate, ce s-a întâmplat, este regretabil, sigur că da, numai că se politizează, părerea mea, prea mult și cu acest eveniment. Așa cum s-a politizat foarte mult și nefericitul eveniment de la Clubul Colectiv, așa și cu această tragedie care s-a petrecut la Piatra Neamț, se exagerează cu politizarea excesivă, în sensul că, domnule, se poate întâmpla orice. Sigur, dacă te duci în casele oamenilor sau în, mă rog, lumea își bagă în priză tot felul de prelungitoare, tot felul de fire, tot felul de asta. Sigur că într-un spital de județean sau de maximă importanță, cum este spitalul de la Piatra Neamț, ar fi trebuit totuși să fie mai prevăzător și să fie, nu, să prevină niște eventuale neplăceri, niște eventuale evenimente. Numai că, până la urmă, faptul că s-a întâmplat un incendiu unde au murit, din păcate, o serie de oameni, cred că se exagerează. Partidele încep să-și dea vina unii pe alții, că din cauza PSD-ului, PSD-ul că din cauza PNL-ului și, până la urmă, de fapt, a fost un incendiu regretabil petrecut dintr-un accident, nu? Da. Numai că trebuie la ATI, mai ales acolo, trebuie fie ordine și o disciplină de fier acolo. Bine, dacă acolo se întâmplă lucrurile astea, ce mai așteptăm la alte? Nu știu dacă a fost vina lui Ponta că s-a întâmplat în centrul la Colectiv, nu? Da, dar el și-a dat demisia. Sau dacă e vina lui Orban care s-a... Da, dar Orban și cu Iohannis nu-ți devină, ei deloc nu-ți devină, dar atunci a fost, o demisionat. Da, măcar da, ministrul da, sănătății, domnule, da, ministrul da, sănătății să-l înlocuiești tu de 8 ori pe managerul de la... Spitalul județean de Piatra Neamț, e corect asta lucru? Pe cum da, să fac aceste concursuri, să fac și pe bază de pilă de relații exact, și politice, domnule, și femeia de serviciu pui politic, dă-o naiba, pe unde am ajunge? Imaginație, adevărat. Plus bani, să dau și bani. Și atunci unde ajungem? Dar asta trebuie, nu trebuie să trecem totuși cu vederea astfel de lucruri, că ați văzut, să fost la Colectiv, ori fost mai înainte, se poate întâmpla așa în viitor. Nu, dar vina nu este din cauza ministrului sănătății sau din cauza ministrului, sigur că într-o țară democratică, într-o țară democratică cum este Japonia sau știu, da? Franța, așa. Sau în urma unui asemenea eveniment, își dă demisia ministrului sănătății. Exact, sigur, asta vreau să spun. Bun, dar sigur, asta e o demisie de onoare până la urmă, o demisie care este ca urmare a unui eveniment unde își asumă, onorifică își asumă o vină, nu ministru, că până la urmă ministru n-a băgat ministru în priză pe aparatul sau, dar sigur se politizează, părerea mea se politizează în mod excesiv, este subiect, mai ales că e campanie electorală, este subiect de discuții de campanie, nu? Dar puteau fi evitate. Puteau fi evitate aceste lucruri. Noi nu trebuie să ținem la om, domnule. Viața, o viață are omul. Și trebuie să avem în vedere, să fie pe primul așa, loc omul. Așa cum... mai fost și la maternitatea, dacă țineți minte, din București, la fel s-a întâmplat un incendiu, au murit niște nou-născuți sau au fost arși. Da. Sigur, sunt greșeli umane, sunt greșeli umane și lipsă de responsabilitate, lipsă de
viziune, da? În care, sigur, asta se pot stabili niște vinovați, dar până la urmă, politizarea, eu asta susțin, că politizarea nu își are locul în aceste momente. Mai ales prin campanie electorală, uite că dă apă la moară să își dea vina unii pe alții. Da, dar trebuie să avem în vedere și prevenirea, deci să prevenim astfel. E foarte important acest lucru, prevenirea. În China, un medic de familie este recompensat după, nu după numărul de cazuri care le are, ci dacă nu are cazuri. Deci dacă nu au bolnavi și a rusit, el e recompensat mai bine decât dacă ar avea. Bine. Iată o prevenire. Teoretic e o chestie interesantă, dar practic, până la urmă, medicul de familie poate să nu are în subordine. Are în evidență poate câteva mii de pacienți. Nu știe medicul de familie că pacientul răcește sau își rupe piciorul sau... Da. Mă rog. Deci am dorit la legi, să intervin la legi, fiindcă și eu sunt jurist de meserie. Legile trebuie să fie clare și pe înțelesul tuturor și publicate în Monitorul Oficial. Iar Monitorul Oficial trebuie să fie la îndemâna oricuia, prin agențiile de presă, prin chioșcurile de ziare, să fie gratuit la îndemâna cetățeanului. Fiindcă statul e obligat să aducă la cunoștința cetățeanului legile pe care le adoptă. Că altfel nu, cum aplici legile dacă nu-l cunoști? Deci asta, zic eu, e foarte important. Deci clare, pe înțelesul tuturor, nu stufoase cum sunt acum, și Monitorul Oficial să fie în ademâna oricărea, să le, în mod gratuit. Sigur, necunoașterea legii nu te exonerează de aplicarea ei, dar, așa cum spuneți, nu neapărat monitorul, ci ar trebui să fie un, și monitoarele ar trebui să fie gratuite, dar și să existe o carte specială, ceva, nu știu, pe suport magnetic sau nu la calculator, sau să fie undeva pe internet, să fie, da, să poți să... Dumneavoastră, știți, domnul Cristi, că pe internet, dacă vrei să construiți o lege, trebuie să plătești ca să... Da, da, bun. Dumneavoastră, știți că eu nu se găsește nici la cumpărat, domnule. Deci vreodată m-am dus să cumpăr și nu găsesc să cumpăr. Păi cum e posibil așa să nu cumpăr? Că în Monitor Oficial apar legile. Să nu găsesc să le cumpăr. Monitoarele oficiale. E posibil atunci cum? Să intre în contact cu legile oamenilor și să le respectă. Păi, sigur, ar trebui să existe un monitor oficial să fie gratuit. Așa, eu vreau să consult monitor oficial să asupra unei legi și trebuie să plătesc. Da. Bun, dar nu-l găsesc nici, numai că nu-i gratuit, nu-l găsesc să-l cumpere, nu. Așa ceva e, ce, m-am mai gândit la o problemă, acum în alegerile și locale și parlamentare, cei cu funcții, parlamentarii, cum au fost și președintele și prim-ministru și acum deputații, senatorii și care participă, ei nu-și dau demisia din funcțiile pe care le au și folosesc mijloace de transport ale întreprinderii. Folosesc timpul, nu să meargă la lucruri, folosesc în campania electorală și sunt și despăgubiți pentru această perioadă. Și unde e egalitate de șansă atunci cu alți cetățeni, cu alți candidați? Nu există nicio o egalitate de șansă. Deci ar fi trebuit să dimisioneze înainte de a participa la alegerile astea parlamentare sau locale. Că e o inegalitate, e o discriminare. Tot o discriminare este și atunci când finanțezi partidele politice. Cele care sunt în Parlament sunt finanțate după numărul de parlamentari, care au mai mult, eu mai mult de la stat. Noi care nu avem niciun candidat, noi nu avem nici posibilități materiale și nu avem nici statul nu ne susține, dar e posibil așa ceva? Să creează inegalitatea asta, discriminarea asta într-un stat care ne propunem că e un stat democrat, civilizat și național și punem pe picior de egalitate pe toți cetățenii din România? Cum e posibil așa ceva? Da. Văd aici în programul noastră de electoral că aveți un punct referitor la NATO. Noi cu NATO, domnul Cristi, avem în vedere cum a apărut NATO. NATO a apărut odată cu apărirea tratatului de la Varșovia, care a fost organizație militară a statelor socialiste și contrapondere s-a înființat și NATO, deci după al doilea război mondial.
ca principiu, un fenomen dispare odată cu dispariția cazurilor care l-au generat. Dar în această cauză nu cred că e valabil. NATO trebuie să existe. Trebuie să ne apărăm și foarte bine că există acest NATO, fiindcă sunt oameni. Sunt state, sunt islamiști ăștia care sunt stare să se sinucidă ei, să se sinucidă alții, să arunce cu o bombă undeva. Deci iată că e bine să ne asigurăm. E un lucru foarte important să ne apărăm. Vedeți că NATO s-a implicat în teatrele de operațiuni din Afganistan, din Irak, din Siria. Nu, implicarea NATO a fost foarte clară. Numai că mare lucru n-au reușit să rezolve pe acolo, că cu democrația cu o dat în bară. Fanatici ăștia, da, religioși, exact. Nu prea poți să rezolvi. Faci democrație, da. Nu faci democrație. Așa e. Așa e, da. De unde prevăzute americane că ce sunt în stare ei? Mai mare liniște era înainte decât acum. Că acum le-au dat libertate să facă ce vreau. Și fac ce vreau. Pot să distrugă și omenirea. Deci este foarte important cu NATO. Noi nu profităm. Ar trebui cu America, cu Statele Unite, să ne avem foarte cu deveselul, să avem relații, domne, să profităm și noi de relații economice. Cum nu profităm? Păi nu este secretarul general adjunct al NATO, nu este Mircea Joană? Da. Și cu ce? Bun, la NATO. Bun, dar noi, România. Să avem relații economice, la aia mă refer. Bine, principiale și organizație economică, organizație militară, de alianță da, militară. Da, 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 militară. Da, are la noi cel mai mare concentrare de forțe la noi, la Devesel, în România, și ar putea, n-am putea, să avem relații principiale cu ei economice? Bine, mai e o problemă. Noi am acceptat să vină să construiască la Deveselul, ok. Chestia asta ne-a și făcut, ne-a făcut să ne certăm cu rușii. Rușii nu prea sunt deloc fericiți că noi am acceptat să se construiască bateria de rachete de la Deveselu. Dar până la urmă ar fi trebuit totuși nu NATO să facă și onorurile de a păzi acest obiectiv. Încolo ne-a obligat pe noi să ne cumpărăm rachetele la Patriot, nu? Am plătit vreo 4 miliarde. Da. Nu știu, vreo 4 miliarde am plătit, nu, la american, ca să cumpărăm rachetele, ca să păzim noi. Dar am cumpărat avioane din 1975 din Portugalia, domne, din 1975. Păi, un obiect se uzează moral, științific, vorbind după 5 ani. Nemții le schimbă tot, întreprinderile schimbă toate mijloacele de producție și toate după 5 ani, că se uzează moral, deci nu sunt mai rentabile, vreau să spun. Și noi luăm din 1975 și le dăm și niște bani. Păi nu știu ce se zice, nu ia ghetrădare, domn. Nu ia ghetrădare a României. Cam nu sună bine, într-adevăr. Și după aia mai luăm și împrumuturi exorbitante. Împrumuturi, că le luăm cu împrumuturi și dăm împrumut. Bine. Și trebuie să plătim și noi și copiii noștri și atunci ce facem? Unde bine, am ajuns? Nici mie nu sună bine chestia asta cu... Am plătit acum 4 miliarde, 4 miliarde de euro, bani foarte mulți, nu? Adică extrem de mult. Da. După asta, așa cum spuneați, avioanele second hand, în loc puteam să cumpărăm avioane multirol de la francezi, de la suedezi, de la noi nouțe. Stai un pic, că Franța, cum a Germania și Ungaria și Polonia, au făcut contracte cu americanii să le dea avioane de ultimul rând, peste 5 ani, cu 4 miliarde, deci care-s gata, numai în 2025, deci peste 5 ani. Vă dați seama cât de bune acele aparate, ultimul răgnet cu 4 miliarde. Deci nu din 1975, deci ei pot să iei, nu? Pot să iei ultimul răgnet de avioane și noi? Bine, asta e un fel de slugărnicie la adresa americanilor, părerea mea, că e un fel de... Bun, slugărnicie, dar noi nu profităm cu nimic aici, domne, asta. Slugărnicie, slugărnicie, dar nu profităm nimic. Nu, aici e chestia, dacă am profitat și noi cu ceva. Și slugă și cu banii luați. Și cu lor, nu. Aici. Bine, NATO. Suntem în NATO, ok. Nu știu la cine ar fi trebuit și NATO ăsta, că nu prea, chiar dacă eram neutri, de exemplu, dacă am fost neutri, da. Nu văd eu că veneau rușii peste noi să ne... Da, mă rog, haideți să zicem că suntem în NATO, e ok. Yeah. Hai să zicem că suntem într-o alianță selectă, numai cu țări, nu? Foarte dezvoltate. Probabil că la un moment dat o să-și profităm, nu prea văd cum am profitat până acum, că și cu Uniunea Europeană. Aici văd alt punct în ordinea dumneavoastră electorală.
Păi noi, de la Uniunea Europeană, noi primim mai puține eforturi decât cotizăm. Dom'le, dar e posibil așa ceva? Nu. Ba nu, că nu. Primim mai multe. Nu, cum primim? Primim mai multe, nu. Acum hai să nu exagerăm. Da. Eu așa am reținut din mijloace de informare mass media. Absorbim mai mulți bani decât cotizăm, dar cu ce preț până la urmă? Cu ce preț chestia asta? Pentru că forța de muncă activă și forța de muncă sănătoasă și bine calificată a plecat să muncească acolo, nu? Adică nu se mai produce în România ce se producea înainte, să aducem și noi prin exporturi, prin plus valoare acestei țări. Noi am trimis forța de muncă afară, în România au rămas bătrânii și copii și bugetarii. Bugetarii, dacă bugetarii cu și salarii mari. Așa. Și produce Germania, produce Franța cu mână de lucru românescă. Bun. Și cu cine am ales noi din Uniunea Europeană? Cu cine am ales? Că zice că noi suntem viteza 3-4. Noi nu suntem cu viteza 3-4 Uniunea Europeană. Noi suntem în marșarier. Să zicem că nu chiar în marșarier, dar mare brânză, nu știu. Ar fi trebuit totuși să ne vindem pielea mai scump, dacă tot e să-ți o vinzi, nu? Să-ți vin. Dar noi punem vina tot pe străin. Tot timpul punem vina pe străin, că ești de vină. Nu suntem noi de vină. De ce la unguri nu se bagă străinii? Păi în Polonia, în Cehia, numai peste noi. Deci sunt străinii de vină sau noi suntem... Pentru că au conducători cu sânge din salație. Da, o coloană vertebrală. Bun, și atunci noi punem vina totdeauna pe străini, nu punem pe noi români. Noi nu suntem de vină de rom. Nu suntem de vină. Uite, aducem candidați și alegem primari și... fără cetățenia română, doamnă. Păi suntem în Uniunea Europeană, dar un român candidează în Italia, dar are cetățenia italiană. Un român, frate. Noi de aceea propunem ca să nu se admită în alegeri decât cetățenii români, atât la alegeri locale cât și parlamentare și chiar și la cele prezidențiale, fiindcă acum am înțeles de la Friță ăsta din Timișoara că intenționează să candideze peste 4 ani și la președinția României și el nu are cetățenia română. Poate între timp să obțină. Sau. Păi cum e primar dacă nu are cetățenie? N-are. Păi nu are. Nici el, nici asta nu are cetățenie. Asta are cetățenia germană. Colin, aia din la sectorul 1 francez. Aia are sigur. Dar și nici asta n-are. El numai de 5 luni și 4 luni în România. N-are cetățenie. Auziți, zicea Clotin Darman este cetățean român că e măritată cu român. Mai marjată cu român, are copii cu românul, deci nu, e de mulți ani în România. Imposibil. Dar acum, nu știu, masă că sunt jurist, păi poți să fii primar dacă nu ești cetățean? Da, acum noi am aderat la Uniunea Europeană, de când suntem la Uniunea Europeană, sunt parte contractantă la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și trebuie admitem oriunde. Deci am semnat noi. Convenția. Bun, dar poți să fii primar fără să fii cetățean român? Păi poți, da, uite, ăsta e... Păi trebuie să ai domiciliu acolo, nu ca să fii primar, nu? Păi domiciliu poți să-l ai. Nu înseamnă că ai și cetățenie. Să fii cetățean străin cu domiciliu în Timișoara. Așa e asta din Timișoara, e clar. Ăsta numai de vreo 4-5 luni în România a venit. Păi știu românește bine, cum? Știu, păi da, știu. Păi nu, dar cunoaște omul limba română, înseamnă că... Păi sunt mulți care știu 5-6 limbi, nu? Da. Problema este cu noi ca partid, că reclama noastră cu Partid Național, să fim români. Noi vrem să fim români în România, acesta este sloganul nostru. Vrem să fim români în România. Pe toate afișele noastre astea apar. Vrem să dăm o nouă notă în România, fiindcă dacă tot mergem tot cu partidele astea, ajungem la un dezastru, va fi mai mare. Domnul Cristi, va fi mai mare. Dacă vrem să ajungem și noi în lumea civilizată, trebuie să schimbăm. Că ne-am lămurit acum, 30 de ani ne-am lămurit. De ce sunt stare? Bine, ești președintele României și tu numai, vorbești numai de PSD, că el e de bine. Păi tu ești partidul al tuturor românilor sau nu ești? Partidul meu, guvernul meu, justiția mea, cum există? Cum e posibil așa ceva? Eu nu m-am dus la vot. N-am votat nici cu unul, nici cu altul. E prima dată când m-am dus la vot. Cu cine era să votez? Cu 20-20, semi-analfabetă sau cu... Ăsta? La care legi? La legile locale? La legile prezidențiale. N-ați fost la vot? N-am fost, prima dată când m-am dus. Și cu cine era să vorbesc? Cu cine era să votez? O rușine pentru noi români, o rușine. Că avem o astfel de că și americanii la 2020 spun 2020, nu? 2020. Acum nu din cauza asta, cred că... Nu din cauza asta, nu, da. Treaba este că... Nu, nici americanii, ați văzut?
cu Clinton au mers de nota 10. A fost ședem bugetar primat în istorie după la Washington. Acum l-au pus pe Bush Junior atunci. Ați văzut? Dezastru. Acum cu urmez bine cu Trump, cât urmez, că a făcut investiții. Că aia vreau să spun și la noi, România, trebuie să facem investiții. A făcut, a încurajat investițiile și nu l-am urmărit. Acum să vedeți ce urmează. De aceea cu investițiile astea, domnule, trebuie să avem, să încurajăm întreprinzătorii. Să le dăm credite, domnule, credite. De la stat, domnule, să le dăm credite. Cu termen de grație, adică o jumătate de an, un an, să nu plătească, domnule, împrumutul. Fiindcă dacă tu îl pui, el nu a obținut producția și îl pui să-l plătească, ce ai făcut cu el? Ai ruinat. Nu? E bine, dar ce trebuie să facă de chestia asta? Că ce să fac? Statul. Băncile sunt private, nu? Păi da, avem și ce cu bancă, dar nu e de stat. E de stat și după aceea dacă face statul, atunci noi luăm și credite cu 4-5% și dobânzi cu 4-5%, domnule. Păi unde așa ceva? Cine s-a mai pomenit? Ungurii iau cu 1%. Noi luăm cu 4-5% credite. A, nu e posibil așa. Statul acum nu mai e un stat capitalist în care să lași la voia întâmplării relațiile astea economice. S-a terminat cu statul capitalist. Însă și Benedict, Papa Benedict și Francis au spus că statul capitalist trebuie, dacă nu trebuie în 2-3 ani înlocuit sistemului capitalist, fiindcă altfel se distruge omenirea. Și cum se trebuie înlocuit? Ați văzut? Cu intervenția statului. Statul intervine în economie acum. A intervenit. În Statele Unite au fost la faliment bănci. Două bănci mari din Statele Unite. Și le-a cumpărat statul, le-a rentabilizat și le-a redat iară faliment. I-a redat iar circuitul civil. În Franța au fost cu autoturismele, cu Citroen și cu nu știu ce, la faliment. Două. Le-a cumpărat statul, le-a rentabilizat și le-a redat de nou circuitul civil. A văzut cum intervine în Ungaria. În Ungaria statul, să vedeți, în agricultură cum intervine. Nu ca la noi, să nu mai crești porc, să nu mai crești animale la țară, așa spune prim-ministrul ăsta Orban, domnule. Prim-ministrul ăsta. Că parcă ar fi și el ungur, dar ungurii cum fac? Doamne, vrei să crești 10 porcei, 5 nu mamă, îți adaui eu 5 statul. Nu ai furaje destule, îți aducă furaje și cumpăr. Cu 5% mai mult decât prețul pieții. Îți cumpăr animalul, mă înțelegeți? Ei, dar și el vând. Ei câștigă. Și statul câștigă. Nu numai câștigă omul că nu mai șomer, are un loc de muncă la țară să creează democrația, dar îl vând și ei. Unii îl vând. Nu-l vând un occident la nemți și la francezi acolo care au criză de supraproducție, că ei cu euro și cu conservanți și cu aceștia le face într-o jumătate de an, le-ai terminat. Noi la țară le dăm porumb, boabe, sfeclă, dovlece și alte lucruri. Le vând la ruși și la chinezi. Ei au nevoie mult de animale. Vedeți? Cum pot alții și noi nu putem. Nu putem să investim, să creștere economică, nu putem să sprijinim la țară oamenii. Mai bine să plece oamenii, să plece acum la țară. Eu am acum domiciliul la țară. În jurul meu 4 case, 4 familii nu sunt plecate. Sunt lăsate în paradine și sunt plecați oameni. Ce părere aveți? Păi și nu mai revin? Revin. Nu, acum unii au pus, doi au pus casă de vânzare, dar nu le cumpără nimeni. Unul în Italia, unul în Franța, unul nu știu pe unde, și nu mai vin. Ori zis că vin, dar nu mai vin. Ce să vin acum? Ce să faci în România, spune? Ce să faci? Cu măsurile astea care se iau. Tot împotriva omului. Orice numai dă în cap la om. În loc să ținem la oamenii ăștia, că sunt și, au și suflete, domnule. Au suflete, au viață în ei. Eu mă gândesc la ei, mă gândesc că eu n-am firme. Poate ăștia care au firme, da, eu n-am avut, nu am, n-am legătură cu statul, dar nu mă pot timp. Și atunci mă gândesc numai la om, dar ăștia care au firme, probabil că se gândesc mai mult cum să scoată la capăt. Cu atâtea taxe și impozite și de mine și birocrații și câte atâtea intervenții, politicul, intervine politicul peste tot. Numai politic, politic și iar politic. E posibil așa ceva? Când vine a noștri, pleacă a noștri. Trebuie luate niște măsuri la nivel central, domnule, să depolitizăm instituțiile statului. Nu? Concursurile astea care se fac și se fac numai de formă. Știți concursuri pe valoare? Pe competență? Pe moralitate? Pe ce spun concursurile astea? Pe bani și pe politică. Nu se duc. Mulți nu se duc. Nu mai are numai unul. Știu dinainte care câștigă. Care la putere ăla, partidul ăla câștigă. Bun. Cine credeți că conduce lumea la momentul ăsta? Păi cine conduce lumea? Lumea conduce Organizația Națiunilor Unite. Ei sunt organizația. Acolo suntem toți.
Sunt în restul... simbolică, na, ce să facă ONU? ONU mai mult... În lume sunt mai multe tabere, acum e voi mai multe tabere. Cum, care, cum. Păi este Statele Unite care e cea mai puternică, este Uniunea Europeană și este BRICS-ul. A apărut BRICS-ul, asta e foarte important. BRICS-ul e format din 5 țări. Cu China, cu... China, foarte puternică, India, foarte puternică, Rusia, foarte puternică și-o luat și pe Brazilia și pe Republica Sud-Africană. Brazilia vine cu bumbac și cu zahăr, Republica Sud-Africană cu metale rare și au relațiile economice cea mai puternică din lume și jumătate din populația țării, din populația globului se află la ei. Și asta e o contrapondere atunci la conducerea lumii. Îi pune păbutuși pe americani acum. Trebuie să se gândească și americanii ce face. Fiindcă Uniunea Europeană, ei vai de ce avem Uniunea Europeană. Ce avem? Avem prim-ministru pe Ursula care e implicată în N acte de corupție, avem pe căveșii noștri care știți cum e și cum e. Ungurii și cu polonezii nu vreau să trimită procuror la Uniunea Europeană sub comanda lui Căveș. Nu vreau. Vă dați seama ce cum e Uniunea Europeană. Plus să n-are nici forță militară, n-are nici forță economică, așa, dar America și cu contrapondere cu BRICS-ul, aici se dă lupta, între aceste două tabere se dau lupta pentru a coceri lumea, cum se spune, să fie pe primul plan. Și deocamdată americanii sunt foarte, foarte sus, dar îi amenință, chinezii amenință, numai chinezii, dar dacă mai pui și pe ruși, pe indieni și pe țiarani, vă dați seama că va fi o luptă mare pentru lumea asta, că trebuie să te aliezi cu cineva, nu poți singur. Nici noi români. Noi români cu cine aliem? Noi dacă am ieșit, rușii, ungurii, dacă ies din Uniunea Europeană, să duc cu rușii, nu? Noi dacă am ieșit din Uniunea Europeană, cu cine aliem? Se aliază cineva cu noi? Vreau să vă spun că nici Moldova nu se aliază cu noi. Ia, acum după ce a ieșit Maia Sandu președinte, nu? Maia Sandu președinte, da. Poate că se schimbă lucrurile și în Moldova. Poate, poate, dar e vorba de români, nu de... Ei se poate schimba, dar e vorba de România. Că ei nu au încredere. Dacă face un referendum să se unească cu noi, nu vor reuși la referendum. 4-5 milioane de moldoveni lucrează la Moscova și pe bani grei. Ne lucrează mai mulți în vestul Europei, prin Italia, prin... Păi, dar eu zic că și în Moscova. Și în Rusia, sigur. Așa că... Așa că până la urmă cine conduce lumea? Și ăștia conduc, americanii și cu BRICS-ul. Ăștia două. BRICS-ul și americani. Ăștia două. Uniunea Europeană putem să tăiem de acolo, că ați văzut. Ei nu au probleme. Dar America deja și din punct de vedere militar, vă dați seama, cucerirea cosmosului ăștia cât sunt de puternici. Nu mai spun economic cât sunt de puternici și acum. Dar a venit BRICS-ul ăsta care deja i-a amenințat. Că ei vor lua locul întâi. Că termină pe americani. Și acum dacă a venit Biden ăsta sau cum îl cheamă, e posibil să o încurce și americani. Dacă tot vorbim despre cine conduce lumea, până la urmă, alegerile din Statele Unite, cum s-au desfășurat? Au fost corecte? Ce credeți? Eu zic că au fost corecte, sigur că au fost corecte, numai că n-au ales pe cine trebuie. Nu trebuia Trump înlăturat. Trump a dovedit în Statele Unite un progres fantastic economic și social și politic și din toate punctele de vedere. Și uitați că americanii nu l-au recompensat. De ce nu l-au vrut? De ce? De ce nu? De ce? Fiindcă e Soros cu, în partea cealaltă, care investește enorm, investește și în România, numai să ăsta e malefic, el să distrugă omenirea ce face. Și atunci el a investit mult acolo. Soros are firme, știți care firme și în România? Nu știu ce, societate deschisă sau nu știu cum. Știți că la întâlnirea care a avut Căveșii cu Maior, cu Cordea, cu ăștia procurorii, aveau la dispoziție procurorii când se întruneau pe țară și unul ăștia și cu ei prezenți și ăștia de la serviciile secrete, aveau tot la n-ai treabă. Ziceți, aveau muzică, aveau mâncare de toate categoriile. Și cineva spunea că în spatele lor era firmele lui Soros. Deci, e posibil ca Căveșii cu Soros cu ăștia să fie infiltrat și în Uniunea Europeană și să ne dea o palmă de nu ne vedem.
Că nu ne interesează pe soruri să o ducem noi bine. Da, acum am să citesc câteva fraze din programul dumneavoastră de campanie. În ceea ce privește situația economică a țării și în particular a județului nostru, dorim să impunem elaborarea și realizarea unui program concret de redresare și progres. Trebuie renunțat la abordarea superficială și dependența de factori întâmplători, a creșterii finanțării economiei, a relațiilor externe și a gradului de ocupare a forței de muncă. Concomitent, trebuie să impunem o politică socială coerentă încât să realizăm depășirea traiului sub nivelul sărăciei care există pe întreg teritoriul țării. Orice om trebuie să aibă un loc de muncă, o locuință decentă și posibilitatea de a-și crește copiii în condiții bune. Considerăm că este necesar să se depășească acele elemente negative care au ieșit la suprafață în perioada de criză sanitară și să definitivăm un sistem de sănătate gratuit împreună cu un sistem de învățământ dedicat educației de nivel superior al noii generații. În același mod, se impune revizuirea întregului sistem de salarizare și asigurări sociale, astfel încât românii să beneficieze de venituri decente, de o pensie care să le garanteze un trai decent. Acum că tot veni vorba de pensie, haideți, domnul Mihescu, că pensiile au crescut consistent în ultima perioadă. Pensiile mici să crească, domnul Cristian. Pensiile mici. Pe ce faci cu 7.000, 10.000 de lei pe lună? Ce faci, da? Și ai copii și ai niște, trebuie să crească. Este puțin 7.000, 10.000 pe lună? Nu, 700, da, 7 milioane, 10 milioane. Nu e posibil așa, trebuie să crească, domnule, aceste pensii, că altfel cum asigurăm un trai decent? Și statul să asigure, domnule, locuri de muncă, să le asigure, dacă nu, măcar care nu au loc de muncă, să le asigure un spațiu unde să dormă și mâncare, la fiecare. Te duci în Paris, te duci în Berlin, unde n-ai de mâncare, n-ai nimic, te duci și găsești de gratis la o alimentară, găsești la, nu la alimentare, sunt din aceștia, nu, locuri unde... restaurante sau cum se numesc ele, unde mănânci de gratis. Cantine sociale. Cantine sociale, sunt și în România. Sunt, câți merg acolo la cantina sociale? Păi câți sunt înscriși la cantină, că trebuie să se înscrie la cantină, să meargă, nu că... Doar... Acolo nu mai e așa, mergi și tu, român, au fost mult din România ca să duc și mâncat acolo. Păi mă duc cu înscrierea acolo dacă plec în Franța și în Paris. Au fost mulți care din, au fost la Paris, s-au dus. Ce vreau să spun? Aici vedeți că la punctul 1 avem instituit un sistem sanitar gratuit, adică, domnule, să fie gratuit sistemul sanitar pentru toată lumea. Știți cum e acum la noi? Dacă vrei să faci, ești bolnav și vrei să faci analizele, trebuie să aștepți o săptămână, două luni. Dacă vrei să faci remeniu, trebuie să aștepți 6 luni. E posibil așa și după aia, dacă nu trebuie să plătești, pe cum, ce? Medicamentele, gratuit, domnule, asta trebuie să asigur la orice cetățean. Ca și educație, tot gratuit. De sistemul sanitar gratuit trebuie instaurat în România și sistemul educațional. Și educația, că cultură. Dacă n-ai cultură, n-ai nimic. Orice om se caracterizează prin gradul de cultură. Nu înseamnă că trebuie să ai facultate și alea să ai cultură. Poți să fie și unul cu 7 clase, cu liceu, să aibă o cultură dezvoltată. Să înțeleagă fenomenele, să fie, și dacă le înțelegi, să le aplici în mod constant și atunci nu te enervezi, te adaptezi la situațiile care există. Asta înseamnă să fii un om cult. Dar trebuie să ai sănătatea pusă la punct. Dacă nu ai sănătate, n-ai nimic. Mai ales în condițiile că atâtea euro, toate medicamente, toate produsele astea care vin în străinătate cu euro și cu conservat. Mergeți într-un magazin, într-un mare magazin, să vedeți, uitați-vă la ce scrie acolo. Nu găsești la cărnuri nimic, toate sunt așa. Ce să mai spun? Și alte produse, lactate și alte, tot numai euri și conservant. Și atunci ne așteptăm să fim sănătoși? Ca noștri nu-s bune produsele. Noi nu putem să... Uite, mă uit la Valea Jiului și la Valea Jiului, domnul, și la... unde s-ar putea crește animale, s-ar putea fructe de pădure și nu știu ce. În condiții optime, în condiții sănătoase. A noștri nu-s bune. Mai mult decât atâta, acum, nu știu, guvernul... Părerea mea că a luat și o măsură greșită de a închide piețele agroalimentare, care până la urmă erau mai puțin expuse, fiind mai afară, nu știu,
erau mai puțin expuse pericolului de contaminare cu coronavirus decât supermarketurile, nu? Deci în piață, nu înțeleg. Până la urmă, mi se pare că au revenit asupra închidierilor, însă este vorba și de biserici. La biserici, pelerinajele sunt interzise. Și biserica nu este la stat. Biserica e delimitată de stat prin Constituție. Și vin Bun, și fac. haideți să mai continuăm, mai avem 10 minute de emisie, să mai continuăm cu programul Da? Partidului România Mare. Revizuirea sistemului de taxe și impozite, Putem. care în prezent este excesiv de Da. stufos și nedrept față de marile Categoriile. categorii de contribuabili. Se impune o îmbunătățire a administrației centrale și locale în sensul eliminării birocrației excesive. În acest fel, însă, și structura aparatului administrativ și a unităților teritoriale va putea fi dimensionată la un nivel satisfăcător. 4. Să contribuie la îmbunătățirea legislației adoptate până în prezent și la elaborarea unor legi care să completeze lacunele evidente ale reglementărilor în vigoare. Legile vor fi astfel alcătuite încât să rezulte acte normative pe înțelesul tuturor cetățenilor. Considerăm că publicația în monitor oficial să fie distribuită, să fie la îndemâna cetățeanului prin rețeaua de distribuire a presei și prin gratuitatea acestuia. Am mai Am vorbit mai Da. devreme. Sigur, în primul rând ar trebui să ai acces pe internet la ea, în mod Nu toți gratuit. au internet. Sunt mulți. Câți au internet? În vederea asigurării egalității de șanse la toate alegerile, trebuie impusă obligativitatea pentru candidații aflați în funcție ca la anumită dată înainte de începerea campaniei electorale să demisioneze din acele funcții publice. Bine, asta este și acum. Nu pot să particip la alegerile parlamentare decât dacă îndeplinești condițiile legale, nu? Au demisionat. Președintele Iohannis, când au candidat și cu prim-ministru, au Păi, demisionat, nu au el demisionat. era parlamentar, Iohannis. Păi la prezidențiale, tot una, nu-i prezidențiale, locale, la toate. Păi, adică dacă ești în funcție președinte și vrei să candidezi încă o dată, trebuie să demisionezi. Păi cum faci campanie electorală? Cum faci campanie? Pe banii Păi statului? ce, Trump a demisionat din funcția de președinte ca să candideze? Păi, Domnule, nu se poate, nu se păi întâmplă da, nimic. asta e propunerea noastră. Acum, Păi, că se poate, că nu se poate, nu-i corect. nu e corect. E o discriminare aici, domnule. Nu e egalitate de șansă. Cum să faci o campanie electorală pe banii statului? Asta e. Bine, chestia asta cu campania de banii statului, nu știu nici eu pe unde se mai întâmplă așa ceva. Că statul contribuie cu foarte mulți bani la campania electorală. Igor, în dosta acum, Pardon. înainte de campanie electorală, a demisionat din funcția de președinte. Da? Păi da. Nu, treaba lui. Probabil că știa că urmează să câștige Piatră. mai asand. Bun, legitimarea dispoziției ca pentru partid așa. Ca pentru participarea în calitate de candidat a unei persoane la oricare dintre alegerile, acea persoană să aibă cetățenie română. Acum, nu știu, probabil că e ceva la nivelul european, de te lasă să Da, candidezi, nu te știu. las. Deci și eu pot să merg să candidez să fiu Da. președintele Belgiei. Da, poți. Sau, mă rog, Belgia nu Domnule, are asta e o președinte, propunere Belgia de-a noastră. are Eu regiune, n-am mă zis rog, că e... președintele, știu eu, Eu Franței. domnul, eu n-am zis că e legală. E o propunere de-a noastră, că pentru statul național. Să ținem la românii noștri, domnule. Deci să ne conducă alții străini. Vedeți unde ne conduc. Ne conduce un neamț și cu un ungur aici. Prim-ministru ungur, neamțul, președintele neamț. Și uite unde am ajuns. Vom milita pentru ridicarea la un nivel superior, egal cu acelor mai prospere zone a localităților și acelor unități teritoriale, care din motive economice și chiar politice sunt neglijate de actualele foruri legislative și administrative. În ceea ce privește județul Hunedoara, avem în vedere o schimbare radicală în privința politicii aferente Băii Jiului. Considerăm că acest teritoriu, bogat în frumuseți naturale și istorie, are un potențial pentru a deveni un adevărat paradis turistic și că însăși bogățiile pe care le oferă natura pot fi valorificate la un nivel superior. Da, sigur, în esență doriți lucruri care, sigur, sunt de bun simț, lucruri pozitive pentru cetățeni. Acum, sigur, să vedem și alegătorul dacă
Dacă, dacă vă preferă... Da, aici, aici. Oricum, noi suntem un partid nou, adică vechi, dar nou acum când ne-am... Adică redefinit. Redefinit. Și avem, în mod normal, dacă ar da dovadă de maturitate politică, electoratul ar trebui să ne dea și nouă o șansă. Să vadă, hai să vedem și cum, cum e cu ăștia. Dacă cu ăștia 30 de ani am fost așa. Noi ce avem? Că nu, sunt, nu suntem implicate. Nu ați fost implicat în jaful din România, în dezastru din România. Uite, ar trebui să ne dea și nouă șansă. Acum, electoratul, dacă vrea să continue tot cu ea, să continue. Ați rămas, ce să spun? Ați rămas dator, ați rămas dator de data trecută despre tronul de la, din țara Hațegului. Da. Am aici așa. Deci tronul din... Aici este în evidența UNESCO. Este cercetări a făcut NASA, multe. Deci este stabilit științific că a fost construit în urmă cu 30-50 de milioane de ani și că pelagii, poporul Avil și poporul Traci, de acolo a condus lumea. Bine, nu era lumea cu America și cu asta, era mai redusă. Acum, acum 30 de milioane de ani, nu știu, nu erau nici dinozaurii, nu erau. Uite ce, am aici carte, scrisă de carte, de profesorul Ioan Romeo Mânzală, despre tronul străbunului, care ne spune cum erau și oamenii atunci, erau mai înalți și mai viguroși decât acum. Deci acum așa, 30 de milioane, da. Da, da. Și spune, dar avem puterea energetică, deci asta e foarte important, energie. Cea mai mare energie în pământ este din lume, mai mare și ca la piramide, mai mare și ca la mormântul lui Iisus. Da? Și drept urmare, acum, uitați aici, vedeți? Cum arată un pom secționat? Arătați la cameră acolo, la... Un pom secționat din împrejurimile tronul străbunul din pădurea Hațegului. Vedeți cum arată în interior? Negru la interior. E negru la interior, da. Vedeți? La suprafață din, din tron a mai rămas acest, un fel de cap, o piatră, care e un fel de cap de dac. Vedeți? Un cap de dac care are 4-5 metri. Domnul Mihescu, haideți dumne, că acum 30 de milioane nu erau nici daci, nu erau. Ce daci ziceți că... Uitați, domnule, aici, eu spun ce spun eu, președintele NASA, domnule. NASA, uite, scrie în cartea asta ce spune NASA, George Trump, așa îl cheamă asta, că trebuie să nu punem piedici în calea progresului științei. Este refuzul unui om de a crede că lucruri ce par imposibile se pot întâmpla și în realitate. Deci trebuie să credem în lucrurile astea, spune el. Tot directul la NASA spune, trebuie să, despre tronul străbunului, trebuie să învingem frica din noi și să credem și lucruri pe care nu le vedem. Iată acestea, că energiile sunt puternice. S-au dus doi profesori universitari. Au lucruri concrete, ca să vedeți cât e de puternic. Au încercat să sape acolo. Unul a murit pe loc și unul de 2 ani paralizat. Iată, când merge acolo sunt ceva în apropiere. Dar nu interesează pe nimeni, am putea să facem pelerinare. Ori fi radiații, cine știe. N-ați văzut, cum a fost și în mare, nu știu ce mare acolo, care treceau avioane sau mări, cum cădeau acolo și se scufundau. Deci iată, ar fi trebuit să facem și noi, să îmbunătățim. Nu poți să ajungi acolo cu autoturisme, nu poți cu astea, că nu, nimeni nu se îngrijește de acest lucru. Și nu l-au pus în, în vigoare. Mai avem un minut. Scăpăm, domnul Iisus, scăpăm, domnule, de COVID-ul ăsta. Cu vaccinul, ce se întâmplă? Deci două lucruri se poate scăpa. Unul cu vaccinul și al doilea lucru s-ar putea, dar asta e cam greu de realizat, s-ar putea prin teste, adică să fie testată în România toți locuitorii din România. Și atunci vezi care sunt pozitivi și izolezi. Testele astea nu sunt 100%, sunt 70-80%. Bine, mai mult, 90%. Poate că acum ești negativ, te testezi, ești negativ, dar tu ai virusul. Facem pe o săptămână. Deci asta trebuie, nu o lună lungit. Eu zic așa, că și asta ar fi o soluție. Ar fi o soluție pe lângă vaccin. Bun. Vaccinul ne salvează? Salvează, sigur că vaccinul... Eu am vorbit cu profesor universitar, acum vă spun ce am vorbit la Timișoara. De inimă, de exemplu. Și a spus că el nu se vaccinează. Nu mi-a dat explicații de ce, dar va trebui să se vaccineze toată lumea, că dacă nu se vaccinează toată lumea, va trebui să fie obligatoriu. Nu regulă. Mulțumesc pentru participarea, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea din această seară. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.